în această sală. Dragă unchiule Iosif, stimate profesor Iosif Rusu, onorată asistență, este pentru mine un mare privilegiu și o bucurie nemaipomenită să mi se ofere în viață participarea la centenarul vârstei unei persoane și, în cazul de față, unei deosebite, care, în plus, face parte din familia mea. În consecință, eu sunt în fața dumneavoastră, oarecum, ca reprezentant al familiei de baștină de la Gheorț, a reputatului sărbătorit Iosif Rusu. Și trebuie să vă spun că familia propriu-zisă, așa cum s-a arătat de către domnul Buță de Țăran, a fost în satul Gheorț, care azi nu mai există, din 1968, când s-a integrat Țăgii. Deci acest sat avea multe familii, între care familia Iacob Rusu, tatăl sărbătoritului, era un om de vază, un dulgher simplu, dar de o onestitate deosebită. Domnul Tușa, vă rog, domnule Budeanu. Iosif Rus. Cu prilejul aniversării 30 de ani de naștere, am onoarea de a vă transmite pe cele mai calde și sincere urări de sănătate, fericire și viață lungă alături de cei dragi. E ca bun Dumnezeu să vă lumineze viața pe măsura faptului noastră de arme și a pornuitei pe măcar rezultate. La mulți ani, ministru la abrațare, Mircea Dușa. De asemenea, din partea veteranilor de război, domnul Știr, o să înmâneze tot o diplomă domnului profesor. Vă rog, domnule Știr. Asociația Națională a Veteranilor de Război, diplomă de aniversare. Se acordă domnului colonel în rezervă, Rusu Iosif, cu prilejul împlinirii a vârstei de 100 de ani, care se dorește la mulți ani. Semnează președintele Asociației de Mânt, general de armată, Marin Dragă. Uite de 100 de ani, mă simt onorat de această aniversare. Este un moment unic, cu emoții și amintiri. Mulțumim Casei de Cultură, Primăriei, în primul rând domnului Cuță Marius, pentru organizarea acestui spectacol festiv și pentru prezentarea biografiei. De asemenea, mulțumesc domnului profesor Mirza, fiu al satului Gheorț, în care m-am născut, pentru frumoasele cuvinte de apreciere. Trebuie să mulțumesc domnului Știr, domnului comandor, pentru diplomele acordate. Urez tuturor cadrele didactice din Gherla, mulți ani cu sănătate, o viață liniștită și mult succes în activitatea didactică. Cu ajutorul Dumnezeu, am parcurs acest drum lung cu sănătate, cumpătare, răbdare și un pic de noroc.
Poate la naștere a apărut o zi nebună, care a pus în bătutul cu paie și talent și un punct de noroc. De aceea cred că talentul și norocul m-au însoțit toată viața. În Iernă am funcționat ca profesor de muzică la Școala Pedagogică de Fete din 53. Din 54 am funcționat ca profesor de vioară la Cercul Artistic de la Casa Pionier, unde am organizat ansamblul artistic al elevilor din școli, toate școlile, 120 de elevi, copii, cu acest ansamblu, cor, orchestre, am făcut deplasări în toate orașele din județul Cluj, Bistrița, Sălaj, alții. Am prezentat programe artistice în toate comunele vecinate orașului. A fost o muncă cu mult simț de răspundere, cu dăruire și dragoste pentru copii în perioada 54-1980. Colaborarea cu Casa de Cultură a durat din 54 până în prezent. E lungă povestea vieții, dar când ne vom mai întâlni peste 5 sau 10 ani, vom mai spune. Închei cu o mică poezie, vorbe înțelepte din bătrâni, despre filozofia vieții. Omule frumos și bun, stai și ascultă-mă ce spun. Jocul-i făcut de jucat și cântecul de cântat, ogorul de semănat, mândruța de îmbrățișat și părinții de ascultat. Cântecul și voia bună fac ca dragostei cunună. Viața-i dată să o trăiești, Domnului să-i mulțumești. Mulțumesc domnului primar pentru prezență și urez multă sănătate, bucurii și multe realizări pentru binele orașului nostru cu o zi la zilei de naștere. Mulțumesc formațiilor artistice pentru participare și elevilor mei prezenți. Felicitări și urări de sărbătoare, doamne și domnului colonel Ciciobean, din formația corală, care sărbătorește și ziua de naștere. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc mulți ani cu sănătate, multe împliniri și mult noroc. Să ajungeți cât mai mulți la 100 de ani. Să vă iubiți orașul, să-l faceți mai frumos și mai bogat. Mulțumesc frumos și am mulțumesc. Pentru dumneavoastră, pentru toți sărbătoriți, așa cum am spus, dedicăm toate aceste melodii sărbătoriților din această seară și domnului primar Marius Savo și doamnei și domnului Ciciovaru.